provocări cu multă adrenalină au acceptat și frații Iftimoaie și Bronei. S-au luat la întrecere în cele mai amuzante probe și au învins frici și au călcat bărbătește pe accelerație. La propriu spus, pentru că una dintre provocări i-a obligat să conducă gaz la ochi și au măsurat forțele și la cățărare. O să vedeți imediat. Au riscat să cadă în cap de la înălțime și câte și mai câte. Da, decât să vă povestesc eu zic mai bine să vă uitați la acest spectacol plin de adrenalină și imediat ne întâlnim cu Atletico Textila. Păi zic, Dane, că e ultimul! Ultimul. Păi eu n-am de unde să văd. Ioane, nu pot să cred! Mamă! Păi, Dane, dacă tu nu spui eu, zic, gata, păi am ajuns! Bravo, fratello! Bravo, bravo, i face! Lasă-mi curcat, vă rog frumos, lăsați-mi fratele, bani! Hai, frățică, frățică! Se vadă o țară întreagă cât ești curajos! Bravo! Bravo! Pe pistă, competiția fraților o să înceapă în fix câteva minute, nu? Da, 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 și avem emoții. Cum o să fie, Ionut? Cum o să fie? Ca la orice competiție o să fie greu, dar la urmă rezultatul va fi pe măsură. În fratele tău, cine o să coordoneze pe cine? Păi nu, suntem o echipă, așa că odată o să mă coordoneze el, după aia tot el o să mă coordoneze. Și nu contează, important este că suntem o familie și că distrugem adversarii noștri, distrugem, îi mâncăm. Noi dacă o să pierdem, o să știți de ce am pierdut. Uitați-vă la ei. Noi suntem fericiți dintr-un singur lucru, că nu e o competiție cu bătaie. Emoții? Nu. Un pic. Păi atunci ce să facem? Să dăm drumul la competiție, da? Da. Suntem gata. Start, 3 și hey! Competiția fraților a început pe pista de pilotaj. Echipele Iftimoaie și Brotnei s-au prezentat cu entuziasm la Academia lui Titi Aur, acolo unde aveau să se întreacă în 3 probe. Prima dintre ele, mersul printre jaloane pe 2 roți. După ce au primit instructajul corespunzător de la marele campion de raliuri, frații Iftimoaie au fost primii în mașină. Deși are 42 de ani și este fratele mai mare, Dan a urcat la volan și a ascultat cu strictețe sfaturile lui Ionuț. Ok. Merge, trage. Nu tare. Trage, du-te. Super, bravo. Hai, accelerează. Stânga. Du-te, trage-și de volan, du-te, dreapta, trebuie să ne ieșim, întoarcem, bravo, excelent. Stop. Atât, bravo. Excelent. Ok. Echipă, frații. Nu trebuie accelerată. Stop. A venit rândul fraților Brotnei să demonstreze de ce sunt în stare. Accelerează! Accelerează stânga! Dreapta! Accelerează tare! Bun. Suntem bine. Suntem bine. Suntem bine aici în cort. Bun. Am luat-o, am trecut. Dă-i. Trebuie acolo, nu te grăbi! Du-te, stop! A fost bine! Cel mai bun timp de până acum, 3-5, am auzit bine? Bă, dar ce norocoși sunteți, mă! Țin să vă felicit! Mulțumim! Deci ați fost extraordinari!
Da, frate, mi-am mai calculat. Știam eu că e mai șofer. Da, la început. Da, da, da. No, dar foarte avem, bine. Avem două din trei. Stau, da. Mai e, sunt două din trei. N-am câștigat războiul decât lupta. Lupta. Frățica, campionul! Frații Brodnei au prins încredere în ei, însă cea de-a doua probă avea să le dea ceva bătăi de cap. Pentru a câștiga, trebuia să scoată un timp cât mai bun la traseul cu jaloane, fără ca mingea de pe capotă să atingă pământul. 3, 2, 1, go! Mai trage de volan un pic și o să cade. Stop. 37-20. 37-20 e bun, dar nu la fel de bun cât o să fie a nostru, nu? Așa este, așa este. Parviu? Încă. Hai, 3, 2, 1, go! Hai. O căzut! Hai. Nu mult, vezi cum o simți. Dai, dai. Bun, bun. Acum eu mai fermare un pic ca să pot la curba, da? Ușor aici, da? Bun. Du-te mai tare, du-te mai tare! Așa. Bravo. Așa. Excelent. Trage stânga. Dreapta repede. Hai. Super! Sau așa! Știi că 40, nu? Sau așa, 40. Mai era o variantă. Hai, Ionuț, cât mai rai. Hai, Ionuț. Arată-ne de câtă finețe, rafinament, eleganță, suplețe, dai dovadă. Nu, calm. Nu te pompa. Trebuie să-l calmez, că altfel mă iau pe coajă, că deja simt cuțitul în coastă. Sau cum, nu? Deci cât am avut noi? 42. Simt cuțitul în coastă, da? Ionuț. Deci asta înseamnă la 30 trebuie să mă duc. Acolo, da. În cazul tău simt pumnul înficat. Nu cuțitul în coastă. Pregătiți? 5, 4, 3, 2, 1, go! Ai, ce nervos, omes, nu mi-a plăcut asta. Am senzația că la proba asta ne-a bătut. 40, noroc cu brasul. Bă, nu. Stai, nu, suntem chiar de la limită. Acolo, la limită sunteți. Egal, acolo. Bă, 31, mă! Cel mai tare. Noi am avut 35 cu 36 și voi 40 cu 31, deci cred că suntem la limită la asta, că e de câteva de secunde. Echipele se aflau la egalitate, astfel că ultima probă urma să fie decisivă pentru meciul de pe pistă. A fost și cea mai dificilă, căci cei patru au condus în orb, fără să vadă pe unde merg. Cum crezi că o să fie proba asta? O să fie o probă pentru întuneric. Te-ai incomodat cu lumina? Da, nu te dor ochii de la lumină, nu? Și mă dor ochii, mă dor. Hai să vedem. De lumina stelelor. Tensiunea era mare și miza uriașă, așa că nu a fost de mirare că după o tură de recunoaștere au apărut conflicte în sânul echipelor. Păi Dane, dacă tu nu spui, eu zic gata, păi am ajuns. Nu punem ca să știu. Da, da, mai facem o dată. Dar de ce nu e sus? Dar nu spune, e spus, de la dreapta înainte. Dai mașarier virând stânga. Bani și ai plecat în față, ce e așa complicat? Nu reușesc să înțeleg ce spui. Păi, înțelegerea între frate, hai să ne băgăm. Trebuie să fii explicit în ce vorbești, Dane, că altfel dacă nu, eu nu văd nimic. Nu văd absolut nimic. Dreapta. Stânga. Dreapta. Stânga, mult. Atât, întoarce, dreapta, maxim. E ultimul? Da, e ultimul. Păi zic, Dane, că e ultimul. E ultimul. Păi eu n-am de unde să văd. Hai, dă-i cu dreapta, ușor, stânga, ușor. Dreapta, ușor, e ultimul. Hop, l-ai luat. Hop. Te-ai grăbit. Da, dreapta, tare de volan, Dane. Dreapta, atât, stânga,
stânga accelerează. Stânga, stânga tare, stânga tare, stânga tare, stânga tare, stânga tare. Dreapta, dreapta, dreapta tare, 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 tot, 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 tot. Tot tragi, mă, de volan. Așa. Dar nu știu, eu tot am emoții pentru că să nu greșească, stânga, 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 prea tare, dă-i, stânga, 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 stânga acum, stânga tare, stânga tare, stânga tare, perfect, dreapta, 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 așa, stânga, 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 tare, stânga, tare, stânga, stânga, dreapta, 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 nu l-am certat, doar că vreau să-l fac să înțeleagă că eu nu văd și atunci nu am de unde să știu. Eu am crezut la un moment dat că s-a terminat proba. Am auzit când țipa așa, Ionuț, tare. Da, da, da. Cum a fost? No. Mi-am revenit pe urmă. Știi, am crezut că am și cască din aia în cap, știi, de cosmonaut. Sorine, deci ai fost extraordinar. Te rog din suflet să faci la fel. Deci dacă poți, tot la fel, da? Patru jaloane. Foarte bine așa, ia tot înainte, e bine. Da. Ok. Hai, ține așa, ține așa, încă ține-o. Acum un drept, un drept. Un drept, un drept. Bun, stânga. Stânga. Nu mult, nu așa mult, în dreapta. Un drept. Stânga. Stânga. Dreapta. Dreapta, dreapta, dreapta. Da, dreapta, dreapta, dreapta. În dreapta. Doamnelor și domnilor, aveți în fața dumneavoastră câștigătorii de la prima runde! Acum să nu pățim ca Mihaela, dragostea mea, da? Dreapta un pic, dreapta un pic, mai mult, mai mult. Dreapta. Așa, stânga. Stânga. Un pic înainte, dreapta. Am atins alunta. Dreapta, dreapta. Dreapta. Stânga, stânga, stânga. Bine, e bine, 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 bine. Păi mai exact asta, stânga, stânga. E acum, perfect. Am ieșit? 92 plus 2 jaloane. Deci, două? Da, aveți un picior în groapă, atâta. Nu am întors. Păi și tu ai mai bun ca noi. Da, iartă-mă. Da, domnule, vă felicităm. Vă mulțumim, felicităm. Mulțumim. A fost o plăcere deosebită. La următoarea experiență. Da. Câștigătorii Iftimoaie. Sunt frații Iftimoaie, da? Apoi ne-o zis la început, avem grijă cum conducem, că dacă nu tot la întuneric ajunge. Frate, a fost. Frățică, oricum noi suntem buni cu bicicletele. Noi suntem bicicliști. Da, corect. De-aia probă cu bicicletele nici nu o să fie. Tocmai, tocmai. La fel trebuie să probă cu bătaie. Felicităm învingătorii, dar înțeleg că mai au și alte probe. Exact. Să vedem finalul. Lupta de aici au câștigat-o frații Iftimoaie. Vedem mai departe. Prima repriză a revenit fraților Iftimoaie, care conduceau la pauză cu 1-0. Înainte de a pleca însă spre parcul de distracții de la Comana, acolo unde avea să se desfășoare repriza a doua, campionul Titi Aur le-a arătat băieților ce înseamnă o adevărată cascadorie pe pistă. Nu cred așa ceva! Nu cred! Eu deci nu pot să cred! Mamă! Deci cum nu pică mașina asta? Nu pot să cred așa ceva! Suntem pe o parte! Nu ne răsturnăm! În a doua parte a zilei, competiția a continuat în parcul de aventuri de la Comana. Acolo, frații Brotnei și frații Iftimoaie aveau să se întreacă la înălțime printre copaci, în niște probe care le-au testat din plin curajul, concentrarea și echilibrul. Ține-mă, Dane, ține-mă! Ține-mă! Cum e? Noi, ține-mă! Dane, ține, noi stăm mai departe de ei. Sperăm la proba asta, dacă la proba cealaltă de mașină am câștigat, sperăm că la proba asta de forță avem șanse reale. Da, reale. Aveți șanse, reale. Reale. Da, suntem pregătiți, asta este o altă provocare. Chestia asta mă cam sperie. Eu aici mă bazez foarte mult pe fratele meu, 120 de kilograme. Noi suntem la categoria grea, ei sunt la categoria fluture. Bine, mă, aveți 1-0, na? Aveți 1-0, îmi vine? Da, mai stăm, mai filmăm? Hai, hai să mergem. Dane, o iau eu înainte, da. Și tu vii cu potopul pe urmă, da? Da, frate. Da? Suntem pregătiți? Da. Bravo. Haide că îi rupem, să știi. 3, 2, 1, start! Ha! Fratele, o să știi că e emoționant, foarte frumos de altfel. Trebuie să calci exact cu jumătatea Adidasului în... Opa, așa.
Super! Încep să cred că avem șanse reale să câștigăm. Mai ușor cei care cobiți acolo jos, da? Nu cobim, vorbeam de tratamentul ăsta, bobesc. Important este că deții așa și tragi în firele și pe jumătate, calci exact pe jumătatea la șipcă. Nu? Un picior, mereu să ai câte numai unul, nu amândouă, pe jumătate. Pune stângul acum pe jumătate. Exact, așa, și vină în față. Cu următorul la fel. Bravo, exact, așa. Hai că eu mă mut imediat în partea cealaltă. Bravo, fratelos! Bravo, praf îi facem! Așa, 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 împinge-te, vezi, numai pe jumătate. Bună ziua, îmi puteți da, vă rog frumos, o cafea și un croissant, dacă se poate. Ăsta e un fel greșit de a înțelege om cu scaun la cap. Ionut, dacă e ceva, eu te prind. Râs tu, râs, da. Să vezi tu că lucrurile se complică și la voi. Aici e simplu. Aici e simplu. Vino liniștit. Vino pe ele și te așezi efectiv pe scaun. Muți alea. Băi, Ionuț, nu puteai să ieși o fustă, o mini-jupă! Dane, pe partea cealaltă. Lați-mi curcat, vă rog frumos, lăsați-mi fratele, bați! Să nu scoată numai pe aia. Nu. Asta mă, că-i bine așa. Luată, așa, și pe cealaltă, perfect. Ai reușit să nozi scaunul acum, nu mai pleacă nicăieri. Am ești ca o balerină. Aici, aici, fratele, te distrez. Uite, fii atent, tu aici, da? Tu aici foarte simplu poți să te prinzi de asta, știi? Uite, hap, vezi? Da, și când nu mai poți, aștepți, bei o bere. Până acum aveți 6 minute. Da. Pentru tine trag clopotele. Așa, fratelor, bravo. Ești extraordinar în ritmul ăsta. Până să fac, ei nu mai apucă să facă proba, că închid. Ai grijă, ține-te de mine, lasă, nu-i asculta pe ei, că ăștia e concurența. Așa, Dan. Așa. Perfect, că dacă tu ții burta în față, îți faci centru de greutate și se echilibrează. Băi, tu trebuie să-l ajungi, bravo. Nu să-l încurci. Bravo, 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 așa e foarte bine. Hai, excelent, Dane. Excelent. Excelent. Vă rog frumos, nu-l intimidați. Nu-l intimidați. Și nu-l mai țineți de vorbă. Hai, fratelor. Toată viața o să ții minte aventura asta. E numai vina lui Măruță. De-aia. Așa. Bravo. Bătrânește, bătrânește. Mai avem? Ha? Abia astăzi la început. A, care început? E început de sfârșit ăsta. Hai, Dane! Hai! Hai, tată, că poți! Merge, merge! Hai! Dai mai merge! Ce tare a fost, Dan? Cum a fost, Dan? N-aș mai merge! Hai! Hai că poți, Dane! Nu putem abandona! Așa, în față, în față. Du-te mai, împinge de brațe în față. Așa. Acolo. Așa. Excelent, bravo. O stai și odihnește-te așa. Serios. Stai așa jumătate de oră și hai liniște că avem timp. Voi da. E o singură probă, nu? Adică a noastră. Așa, Dan. Așa. Stai liniștit, că au casete, serios. Nu băga bărbia sub, că te tai. El trebuie stimulat. Fiecare se motivează cum vrea. Nu băga capul bărbie, că te tai. Îi zice Ionuț, fratele. Da, bună încurajare. No, hai, Dane, terminăm, nu există, noi nu abandonăm, Dane. Să stea după noi o săptămână, două, nu contează, dar noi nu abandonăm. Păi ce e asta? Ok. Fă o cruce mare. Da, ospătar, o bere, vă rog frumos, la etajul 2. O cruce mare. Zi ceva, zi, publicitate.
Nu contează, Dane, mergem mai încet, dar nu abandonăm. Păi? Hai, e simplu, e chiar simplu, Dane, serios. A, nu, am zis altceva. Am zis cine reușește să stea cât mai mult pe traseu. Dane, serios, vino ușor, ușor. Păi, Dane, liniștit. Mă doare mușchi aici. Te cred. Trebuie să-mi iau concert o săptămână. Acum vin numai pe una. Așa. Aveți, este aici ceva motel, hotel? Da. Ah, bun, e ok. Da, avem aici motel, te poți opri să te odihnești. Aici rămân o săptămână. Adică vreau să zic că îi place foarte mult aici, în parc, și ar vrea ca să rămână aici. Perfect. Bravo, Vlateros! Așa! E, amu, 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 cum a zice prietenii mei, amu, amu. Te așezi, după ce te-ai așezat, îți dai drumul. Da? Vrei să te dai tu primul? Mi-e mi-e frică de mori. 24 de minute. Da? Bă, ne încadrăm, Dani. Noi la 7 plecăm. Floare la urechi! Ca și cum te-ai dat cu metrou. Așează-te în fund. Așează-te. Exact. Așa. Rămâne pe scripete și pe cele trei camere ale siguranțelor. Hai, stai așa că eu știu ce. Fratele meu are și el nevoie de încurajare. Iftimoaie, 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 hai la vale, hai la vale. Să vadă o țară întreagă cât ești de curajos. Bravo! 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 Excelent, fratelos! Bravo! Praf îi facem, praf, praf, praf! 27 de minute, 58 de secunde. Excelent! Alea 58 de secunde mă cam încurcă, dar în rest nu-i bar. Putem la un moment dat că nu o să mai poți duce cursa la capăt? Să... mușchi de aici să încordase, să făcuse mai tard, dar mi-a revenit. Ați dat încurajările lui Ionut? Foarte mult, da? Foarte, da. Frații Brotnei au pornit cursa în forță, ceea ce i-a făcut invidioși pe frații Iftimoaie, care îi priveau de jos. Simțeau că victoria li se scurge printre degete. 2, 1, start! Cosmin, tu vii după mine, da? Doar după ce ajungi în capăt. Da, sigur. Da. Foarte bine, foarte. Nu? Mai subțire, mai... Da, probabil o... exersat. Băi, Sorine, te miști repede și n-a pus să te filmezi. Hai, frățică, frățică! Hei, fain! Acum 2 minute. Hai, frățică! Trebuie de scaune, rapid! Așa, e bine, direcția e aia. E bună direcția. Hai, frățică! Hai, dacă am scăpat, eu scăp și tu, sigur. Dar parcă erai mânță. Te descurci, da, merg înainte. Dar parcă erai motan. Te-ai transformat într-un pisic mic, 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 mic. Hai, frățică. Așa, bravo, hai. Da, dar n-au talentul nostru. Ai văzut ce frumos stăteam noi acolo, nu? A? Ce cu graba asta? Asta e tineretul din ziua de azi. Uite cum se grăbesc. 7 minute până acum. Frățică, hai că asta e simplă. Da. Până acum aveți 10 frățică, minute. Frățică, tiroliana lejer. Frații Brotnei, 10 minute până acum. Da, eu te opresc la mine, că e atât de ușor încât nici nu ajunge până în capăt. Bine, frățică! 10 minute 30! Hai să continuăm! Hai, merg! Competiția s-a terminat, ei sunt întregi. Trebuie să... Și vrem să rămânem așa. Da, așa rămâneți. Pentru noi a fost o deosebită plăcere. Vreau să spun că eu sunt mândru de fratele meu la 72 de ani. Cum s-a comportat.
Nu mai pune, eu la 54, ceva. Da? Cu un timp de 3 ori mai mic decât al echipei adverse, Cosmin și Sorin Brotnei au câștigat detașat repriza a doua. Competiția fraților s-a încheiat astfel la egalitate, dar toți cei 4 concurenți s-au declarat câștigători după o asemenea zi plină de adrenalină, energie și provocări.